Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă într-un episod trecut v-am arătat despre cum reglăm, cum calibrăm, mă rog, vorba bine, calibrăm un voltmetru, ampermetru de panou, un aparat de măsură de panou, cum este acesta mic, cel din partea dreaptă, de această dată vă voi prezenta un alt aparat de măsură de panou, ce are în plus și măsurarea puterii. Mă rog, puteam bineînțeles să înmulțesc tensiunea ori intensată și ne dădea puterea, dar de ce să ne dea direct valoarea, nu? Ne scurtează din timp. Când alimentăm ceva, știm deja și puterea consumată de acel kit, de acel montaj. Din câte se observă, acest aparat de măsură de panou e mult mai mare. M-a uimit faptul că acele semireglabile pentru calibrare sunt în față și nu mai sunt cele mici. Nu mai sunt semireglabilele mici, cum le-ați văzut în acest voltmetru ampermetru de panou. Vedeți și clip cu acest voltmetru ampermetru de panou. Acolo vedeți dacă mi-a plăcut, dacă nu mi-a plăcut. Noi o să-l dăm la o parte pe acesta și ne vom concentra pe cel de față. În spate avem două grupuri de cabluri, da? Unele mai groase și unele mai subțiri. Cele mai groase de regulă sunt folosite pe partea de curent. Hai să vedem schema, o să vă arăt și pe ecran. Deci avem așa, două dintre cabluri subțiri, negru și roșu, se vor duce către alimentarea fixă de, acolo scrie de minim 8 volți. Mă rog, aici pe spate scrie 7,5, dar nu, să e mai mult, am măsurat eu, probabil e în gol. Dar nici nu am nevoie de mai mult pentru că acest aparat de măsură de panou consumă foarte puțin. Mi se pare că scrie vreo 30 de mAh, nici nu am măsurat. Dar așa scrie de unde am cumpărat, că ar consuma. Iar cel galben se va duce către plusul sursei de laborator. Celelalte, de fapt, scrie și pe cablaj. Practic aici avem minusul. Acesta negru se duce la minus și în cazul acesta, din câte ați observat cu galbenul, aici măsoară tensiunea. Aici se duce către aparat de măsură și măsoară tensiunea. Cel roșu gros se va duce către consumator. Iar plusul, pentru că aici ne luăm minusul, va fi luat din sursa respectivă reglabilă de laborator. Pentru început, înainte să facem testul și alimentăm acest circuit, astăzi și îl desfacem. Are niște cleme. El a mai desfăcut odată. Hai să scoatem aceste cabluri ca să nu ne încurce. Gata, s-a desfăcut. Gata. Dacă tot am ajuns aici, hai să desfacem plasticul acesta de deasupra. Din câte se observă, cele două semireglabile, deja scrie și pe el VR, volts R, adică reglajul tensiunii, și IR de la intensitate. Pe față nu avem mare lucru, pe spate, hai că o să dau eu puțin mai aproape camera. Ok, am apropiat cât de cât. Cel de aici, nu știu dacă se vede bine, este un amplificator operațional. E un integrat cu două operaționale, două amplificatoare operaționale înăuntru. E 358, denumit și LM358. Aici avem o diodă Schottky S4, ce vine în serie cu alimentarea plus minus separată a acestui montaj. Și se duce către acest stabilizator de tensiune. E LM78M05. M-ul acela, practic, când căutăm acest stabilizator, îl și punem deoarece o să ne dea detalii în privința curentului. Pentru că în comparație cu 7805 clasic, acesta are un curent mult mai mic. Un maxim de 500 de mAh. Bineînțeles că avem cele două condensatoare pe intrare și ieșire, cred, dacă văd bine, acesta și acesta, nepolarizate, cred, e clar că nepolarizate. Un condensator de 100 de microfarați la 16, polarizat în cazul acesta, pe ieșire, pentru filtru. Mai departe, nu știu dacă se vede bine, e 74HC164D. Și este un shift register. Are legătură cu controlarea afișajului. Se și văd trasele către LED-uri. Da? Mai e încă unul în partea dreaptă.
stă cel de aici. O să vă scriu eu pe ecran că am uitat ce scrie pe el. Este, mi se pare că B2B. Eu ca să pot să măresc, m-am uitat folosind o lupă. Nu știu dacă reușesc eu. Da, să văd dacă vedeți voi. Nu, voi nu vedeți. Este B2BCEKM. Cele de aici sunt rezistoare de 560 de ohm fiecare, da? 5, 6 și un 0. A treia cifră semnifică numărul de 0. Mai e încă un chip, cel de aici, dar tot la fel o să vă scriu pe ecran ce este. Cred că poate vi-l zic și acum. Dacă reușesc eu cu lupa, tot la fel. Este 2057A. 2057A. E un chip foarte mic, este cel de aici. Mic, mic de tot aici, din 6, cu 6 picioruși. Nu știu ce este, nu am găsit informații despre el. Ați observat și pe cablaj că scrie intrare și ieșire, in-out. Intrare vine de la sursă și ieșire duce către consumator. Asta pentru că șuntul este pus pe minus. Da, acesta este șuntul. Atât cu vorbăraia, hai să trecem la teste. Din păcate, nu am putut să aprind și lumina din lateral pentru a să vedeam mai bine, deoarece pâlpâie LED-urile acestea, pâlpâie afișajul, doar în cameră. Așa că sunt nevoit să facem teste așa cum. Na, asta e. Știu că e o harababură pe aici, sunt conectat în regulă, nu atinge unde nu trebuie, treceți cu vederea și să vedem, prinde luminița de acolo, deci avem tensiune de 12, nu luați în seamă ce scrie pe aici pentru că e greșit. Deci tensiunea nereglat, nici măcar n-am calibrat, n-am modificat nimic, arată bine, arată bine, dar stați să și verific. Se reglează foarte fin. Deci, în comparație cu celălalt aparat de măsură de panou, acesta e super. Are un reglaj fin. La 20 după virgulă, e fain. Mă rog, era la 12,26, hai să pun la 12,9. Excelent, da? Și acum să mărim tensiunea la sursă. 12 e bine. Oricum nu mă deranjează dacă arată mai mult decât cel din partea dreaptă, aparatul de măsură. Dar asta v-am spus că, na, cu atât mai bine. Mai bine să arată mai mult un pic decât mai puțin. Da. E bine. Da. Se pare în regulă. Și aici e maximum că nu pot mări mai mult tensiunea. Să micșorăm înapoi la, să spunem, 9V. Ia să vedem la minimum, la 0,5. Da, 0,5. E bine, e chiar bine. Nu, n-am ce obiecție, e bine, e foarte bine. Deci până acum e clar mai bun decât voltmetru, ampermetru de panou cel mic. Mărim către 9V și lăsăm așa, pentru că dorim să măsurăm și... Ok, lăsăm atât. Și acum să măsurăm și curentul. Am montat aparatul de măsură, cel din partea dreapta, în serie cu acesta de panou și să mărim consumul. Da, recunosc că am verificat eu dinainte și sunt absolut impresionat de bine măsoară. Nu mă așteptam, am crezut că aia măsura eronată, decât va avea o abatere mare și aia e. Dar nu, văd că și
cum să spun, aparatele acestea de măsură de panou ieftine măsoară bine. Sunt impresionat. Da, acesta când depășește un amper, cel din partea dreaptă va lumina spre roșu. Să verificăm și reglajul, să vedem cât de fin calibrează din curiozitate. Deci am dat un pic în partea dreapta și micșorăm, se pare, curentul și invers mărim. Mă rog, nu reglează la fel de fin cum e în cazul tensiunii, dar hai să micșorăm curentul mai puțin. Acum să verificăm. Și am dat să arate mai mult față de realitate. Cred că în cazul acestui dummy load, în aceste sarcini variabile, cred că ar trebui să iau un potențiometru multitură. E mult prea sensibil așa. Da, sunt mulțumit. Păi și cam aici să termin acest clip. Concluzia mea este că da, pe acesta o să-l folosesc în cazul acelei surse de laborator cu LM317. Dacă nu sunteți abonat, sunteți privitor nou, puteți să apăsați și acel buton, abonează-te, pentru a fi la curent cu alte clipuri similare sau din acest domeniu. Eu vă mulțumesc și toate cele bune. La revedere!